Sunt oameni care ne impresionează cu frumusețea, inteligența sau talentul lor, însă există oameni care ne creează niște emoții aparte. Sunt oamenii care fac sport de înaltă performanță. Maria Olaru s-a născut la data de 4 iunie 1982 în localitatea Fălticeni, județul Suceava. A fost un copil foarte energic și și-a găsit cumva stâmpărul în gimnastică. Dacă la început părinții nu au fost total de acord ca fiica lor să se dedice sportului, ulterior au crezut în talentul Mariei. Povestea mea. Știi prea bine că fiecare dintre noi avem o poveste în spate, niciuna nu seamănă cu cealaltă. Povestea mea am mai spus-o, dar chiar dacă pentru cei care nu cunosc povestea mea, am început gimnastica la Fălticeni datorită familiei, să spun așa, educația pentru sport. În special surorile mele făceau sport amândouă, nu chiar de performanță, dar au ajuns la un nivel în care au practicat de performanță. Fiind mezina familiei, mama mea nu prea a fost de acord să practic gimnastica și de ce spun asta? Pentru că la vârstă fragedă a trebuit să plec de acasă. Am început gimnastica la Fălticeni, unde orașul meu natal, după care la 7 ani am urmat drumul Devei, să spun așa, neștiind de fapt drumul lung care mă va aștepta. Intrând în acest joc, a trebuit să joc mai departe. Mama, vreo 5 ani de zile, nefiind de acord, pentru că la vremea respectivă școala era pe primul loc și așa era oarecum la noi în familie, școala pe primul loc, gimnastica fiind un sport riscant, știa că mai devreme sau mai târziu pot fi în gimnastică sau nu. Și de aceea a ținut foarte mult să merg în paralel tot timpul și cu școala și cu sportul. Ulterior, lucrurile s-au cam cernut, să spun așa, dar tot nu m-am lăsat și am încercat să țin pasul și atât cu școala cât și cu gimnastica. Cum a fost viața asta petrecută departe de familie și într-un cantonament continuu? E adevărat că, în general, și gimnastica este un sport care lucrurile se repetă la infinit. În sensul, programul este același, de fapt, lucrurile devin atât de repetitive încât devin plictisitoare. Cantonamentele, în general, erau cele mai plictisitoare, să spun așa, dar noi tot timpul încercam să mai adăugăm puțină sare și puțin piper în atât în cantonamente cât și în deplasările noastre. Evident că cele mai piperate și cele mai plăcute momente erau atunci când începea calendarul competițional. Era plăcerea noastră să plecăm și mai mult decât atât ieșeam din cotidianul zilnic. Mulți se întrebau, de fapt, care era secretul nostru al succesului. Din punctul meu de vedere, având în vedere că am trecut prin mai multe generații și întâmplarea a făcut și am fost norocoasă pentru că am început de la 7 ani gimnastica și am crescut pe lângă mari campioane, deși când m-am dus la Deva nu pot să spun că aveam cunoștințe prea multe despre gimnastică, doar pentru simplu fapt am fost dată la sport pentru că nu-mi stăpâneau energia nici cum și stricam prea multe paturi și fotolii, să spun așa. În schimb, am avut norocul și șansa să-mi fie antrenoare Caterina Sabo, o mare gimnastă, prin curtea Devei. Acolo am întâlnit-o pe Daniela Silivaș, care ulterior și ea m-a antrenat. Doi mari antrenori, soții Goreac, care au făcut și ei parte cândva din istorie și, evident, fac parte din istorie, dar m-au antrenat și ei. După care au trecut acei ani în care am întâlnit-o pe Lavinia Miloșovici, pe Cristina Bonta și așa mai departe, ulterior devenindu-le atât eu cât și ele mie colege. De aia spun, pentru că am avut norocul acesta și șansa să trec și să am parte de doar de valori în jurul meu, lucru care evident ulterior m-a motivat și mi-au trezit dorința aceea de a deveni cândva ca și ele, acele fete care prin curte stau de vorbă cu mine și cele care mâine zi le vedeam la televizor la marile competiții. Și atunci mi-au trezit și mie interesul acesta de a îmi dori și de a mă determina într-un fel să ajung și eu campioană ca și ele. Ce a însemnat fiecare aparat pentru tine? Cum îl abordai la antrenament și de ce ți era teamă, să spunem, la competițiile importante? Aparatele, nu am avut probleme să spun că mi-a plăcut un aparat anume. Asta a fost în funcție de fiecare etapă
în care m-am aflat, fie că am fost mică gimnastă, ulterior am mai crescut și așa mai departe. În general, plăcerea de a practica acest sport a fost atunci când învățam un element nou. Era, știi, mai întâi îți imaginezi elementul sau îl vezi la o colegă de-a ta, după care reușești totul să-l realizezi și tu, după aceea vezi produsul final, să spun așa. Pe de altă parte, să revenim la ce ai spus mai devreme, nu pot să spun că am avut, știu, un aparat favorit sau așa, pur și simplu mă bucura de fiecare dată când schimbam aparatul, pentru că, tocmai ce spuneam mai devreme, intervenea acea rutină în care să stai o oră și să repeți acel element de 10 de ori în antrenament. Mă bucuram atunci când trebuia să schimb aparatul și treceam la următorul aparat și așa, era o ușurare și așteptam să evoluez la, știu, sărituri, paralele, bârnă și sol. Stagiul junioratului reprezintă o perioadă importantă din cariera de sportivă a Mariei Olaru. Destinul mi-a jucat atunci feste, a mărturisit campioana olimpică. Maria a trecut prin multe momente grele, însă a conștientizat că fără luptă nu ar fi putut câștiga războiul cu propria persoană. Cum a fost trecerea de la stagiul junioratului la cel al senioratului și cum a fost prima participare la naționale, ulterior europene, mondiale și Jocurile Olimpice? Trecerea de la junioare, eu am fost o junioară care am fost în vizorul, să spun așa, atât al federației cât și a celor de la lotul olimpic, încă de la o vârstă fragedă, drept dovadă că la 11 ani eram deja colegă cu Lavinia Milošević, imediat după Jocurile Olimpice de la Barcelona. Pentru mine era ceva inedit, tocmai ce am spus și mai devreme, o vedeam la televizor, deși eram prietene cumva prin curtea școlii, dar dintr-o dată să stau în același cămin cu ea, dintr-o dată să respir același aer cu ea, pentru mine era ceva extraordinar. Mai mult decât atât, mașini drăgiți și tot timpul a fost așa cumva sub aripa ei. E adevărat că am și învățat foarte multe de la ea, pentru că ulterior și eu am devenit oarecum lider acolo și am învățat multe lucruri de la Lavinia și nu numai, pentru că ulterior, în anumite etape, lucrurile se schimbă, devin alți și alți, dar asta am, de fiecare dată am încercat să iau lucrurile bune de la fiecare și care mi s-au potrivit mie. Dar trecerea a fost destul de ușoară, pentru că mergând foarte devreme de la junioare la așa, la un moment dat a trebuit să părăsesc lotul olimpic pentru că vârsta fiind prea fragedă, atunci s-au gândit ei că ar fi bine să-mi dozeze în așa fel efortul ca atunci când ajung senioară să fiu în maxim de putere, pentru că era riscul să fiu pierdută înainte de a-mi începe senioratul. În schimb, toată experiența mea ca și junioară m-a ajutat foarte mult atunci când am fost senioară, pentru că am câștigat experiență prin competițiile care le-am avut, atât în țară, dar ulterior și în străinătate. Și fiind la vremea respectivă, în același an cu mine, în 82, Sita s-a cerut în timp și cam foarte puține am rămas din 82. Ulterior am rămas doar eu și doar eu mergeam la acele competiții de junioare. Au fost foarte multe, toate a trebuit să le onorez, dar aceste competiții m-au ajutat pe mine la experiența mea și ulterior la senioare a fost doar așa. Practic doar că scrie acolo că e o competiție de senioare, nici de cum de junioare, dar a fost clar un pas important și un pas la baza mea pentru ceea ce am fost ca și senioară. Multe gimnaste au fost private de a participa la competiții importante pentru că s-au accidentat înaintea lor. Cum erau accidentările și cum era recuperarea și apoi revenirea și pregătirea pentru competiție? Tu nu ai ratat, ai avut practic norocul de a nu rata competiții importante din cauza accidentărilor, însă le-ai avut. Ți-am spus că au fost câțiva ani de juniorat. Am avut neșansa atunci când am făcut 14 ani, vârsta de seniorat să se schimbe la 15 ani. Când am făcut 15 ani, vârsta de seniorat s-a făcut la 16. Ei bine, când am făcut și o vârsta de 16 ani, că vorbeam de accidentări, să știi că destinul mi-a jucat feste. Era cât pe ce să cred că visul meu de a deveni campioană se va spulbera. Și de ce spun asta? Pentru că am trecut printr-o serie de accidentări multe, m-am operat la genunchi, ulterior imediat la 8 luni după am devenit campioană mondială, dar de ce spun asta? Pentru că atunci când m-am accidentat fiind mai înăltuță, în perioada aceea am crescut mult, m-am îngrășat mult, să știi că puțini au fost cei care au crezut în mine. Ori lucrul ăsta, adică semnele lor de întrebare și neîncrederea asta a lor
vis-a-vis de mine, pe mine m-au întărătat foarte mult. Repet, am crescut mult, m-am îngreșat de șanse fizice, cumva nu prea existau. Dar a fost o luptă permanentă cu mine atunci. În schimb, am revenit în forță și imediat am ieșit campioană mondială, pentru că am simțit că a fost un declin în cariera mea de sportivă. Și atunci am zis, dacă pot să intervin în destinul meu, de ce nu? Pentru că asta mi-am dorit. Am fost ca junioară extraordinară și acum când vreau ca senioară să arăt ce pot, nu mai depinde de mine. Sănătatea îmi joacă feste. Și atunci am încercat un pic să am conștientizat momentul și am încercat să intervin puțin și drept dovadă că a meritat efort. A fost foarte greu să-mi revin pentru că puterile practic le-am găsit tot în mine. Repet că puțini au fost cei care au crezut în mine. Puterea am găsit tot în mine și după aceea a fost bucuria aceea pentru că am luptat practic, am câștigat pe două fronturi. Am devenit și campioană, dar am câștigat și o luptă cu mine. Mariei Iolaru i-au strălucit multe medalii la gât. Din 1996 până în anul 2000, Maria a cucerit podiumul la campionate naționale, europene și mondiale, dar mai mult a reușit să-și îndeplinească marele vis la Jocurile Olimpice de la Sydney, unde a câștigat aurul olimpic cu echipa și argintul la individual compus. A ajuns în vârful piramidei, mă refer aici la Jocurile Olimpice, unde vrea să ajungă orice sportiv de performanță. Ce a însemnat participarea ta la o astfel de competiție? Cred că pentru orice sportiv de performanță, să spun așa, încununarea supremă a unei activități sportive este aceea de a participa la Jocurile Olimpice. Cu siguranță, atunci când am fost, bine, știam că voi fi selecționată în echipa pentru Jocurile Olimpice, fără doar și poate, însă îți dai seama, doar faptul că ajungi acolo este altceva, adică este incomparabil cu orice altă competiție, că vorbim de campionate mondiale sau campionate europene. Jocurile Olimpice sunt Jocurile Olimpice, cu specificul ei aparte, să spun așa. Aia spun, bucuria a fost imensă și doar că am participat, dar mai mult decât atât, ce poate fi mai frumos decât să vii și cu medalii de acolo și, culmea, și cele mai strălucitoare. Consider că ți-a dat gimnastica înapoi tot ce ai investit în ea? Eu cred că, și o spun de fiecare dată, fără doar și poate, omul se naște cu niște calități, pe parcurs dobândește alte calități. Probabil că toate aceste lucruri au format un glob, să zic așa, un întreg frumos. Fără doar și poate o spun pentru că cred că gimnastica m-a format ca om. Să spun așa, Fălticeniu mi-a dat cei 7 ani de acasă, Deva unde am practicat 13 ani de gimnastică, m-a format ca om și trăsăturile de bază și de caracter oarecum mi le-a pus în valoare, iar ulterior m-a șlefuit și în continuare, după ce mi-am încheiat cariera, am urmat și sportivă, să zic așa, perfecționistă fiind, mi-am dorit și ca, din punct de vedere profesional, să ating măcar micul sau să mă apropii de nivelul ca cel cum am văzut ca sportivă. Știu foarte bine că obiectivul era să obțineți medalii, însă aveați timp să vizitați pentru că ați fost în foarte multe țări și ce a însemnat ieșirea asta din țară pentru tine? Pentru noi, oricum, îți dai seama, la vremea respectivă, doar ce ieșisem din sistemul comunist, noi aveam șansa să plecăm din țară. Clar era pentru noi altceva. Țin minte că n-am mers prima dată în Japonia, era prima dată că mă întâlneam cu niște becuri care se aprindeau la senzor și cu apa când băgai, nu știam de ce merge și târziu ne-am dat seama că existau, adică sunt lucruri care sunt mult peste ceea ce aveam noi în țară. Prea mult nu ne-am plimbat, să știi, pentru că mergeam în general, dacă erau competiții, să zic, la mare distanță, Japonia, nu știu, Coreea, America, atunci cu siguranță plecam mai repede și atunci aveam câteva zile să ne putem obișnui cu fusul orar. În schimb, orașele mari, știu, New York, Washington și așa mai departe, s-a creat în general câte o jumătate de zi sau o zi,
tocmai ca să putem vizita măcar o mică părticică sau punctele importante din acel oraș. Dar s-a întâmplat să mai și vizităm. Dacă în 2011 ai fi avut 10 ani, crezi că performanțele tale ar fi fost altele? Ar fi existat avantaje sau dezavantaje dacă acum aveai 10 ani? Cu siguranță, probabil lucrurile ar fi stat altfel. Probabil nu aș fi avut neșansă să ajung campioană sau să ajung campioană, poate mai multe medalii decât am reușit să obțin. E clar că împrejurările, contextul, sunt convinsă că ar fi fost diferit, total diferit. În favoarea mea sau în defavoarea mea. Au existat gimnaste care au pus punct carierei, însă au revenit, cum ar fi Cătălina Ponor. Tu ai pus punct și atât, ți-ai văzut de viață. Cum a fost trecerea aceasta de la un globul de cristal la viața unui om obișnuit? Aș spune că nici n-a fost foarte greu, dar nici n-a fost foarte simplu. Eu mereu am spus că știam că mă las puțin prea devreme. În schimb, nu m-am lăsat că am vrut eu, am considerat că a fost momentul potrivit, m-am retras în glorie, în schimb aveam niște probleme de sănătate la coloană, în special drept dovadă că și după câțiva ani m-am și operat și m-am bucurat cumva că am crezut că am pus punct la timp. Și au mai existat și alte împrejurări care toate aceste lucruri m-au determinat să renunț. Revenirea mea la statutul social, să spun așa, de om normal, că practic am început gimnastica de la om normal, am continuat-o și practic am revenit. Nu pot spune că a fost foarte grea, pentru că m-am născut cu niște calități care evident m-au ajutat ulterior. În schimb, am și dobândit altele pe parcurs. Însă cu ce nu m-am putut învăța și nu am putut să mă obișnuiesc și probabil că și în continuare am problema aceasta, mi-a fost foarte greu să știu cu oamenii. Pentru că noi am trăit în echipă, am fost foarte unite, nu am avut gânduri ascunse, nu am fost adversare, chiar dacă realitatea asta spunea, eram adversare, dar doar în sala de gimnastică și în competiții, în afară eram prietene. Trăsăturile acestea de caracter, bunul simț, seriozitatea, punctualitatea, nu întâlneam la oameni, nu mă puteam obișnui, adică ne dăm întâlnire la oră și nu vii sau nu anunți. Și lucrurile astea pe mine m-au dat un pic peste cap. E adevărat că și ca gimnastă eram focusată doar pe gimnastică și știam doar ce am de făcut, nu știam să plătesc o factură poate sau să cumpăr o pâine și așa mai departe, dar pentru că sportul mi-a dezvoltat alte calități, de aia zic că mi-a fost foarte simplu să fac lucrurile acestea, deși chiar dacă nu le mai făcusem înainte, dar nu mi s-a părut atât de greu să fac lucrurile acestea. În schimb, nu pot spune. Poate că un an de zile mă uitam la ceas. Știi, când era ora antrenamentelor, mă uitam la ceas, e 10, nu mă cheamă nimeni la treabă. Știi, aveam senzația că încă cineva îmi deține controlul cumva. Se făcea ora 5 după amiază, când era următorul antrenament. Din nou mă uitam la ceas, mă uitam la telefon, nu mă sună nimeni, știi, încă nu puteam să realizez că de aici încolo eu voi decide pentru ceea ce voi face mai departe. Ce înseamnă disciplina și rigurozitatea în gimnastică și cum ar trebui să perceapă lucrurile acestea telespectatorii? Păi, disciplina, rigurozitatea, vezi tu, până la urmă orice sport necesită disciplină. Dacă stai și te gândești orice lucru în viață, dacă vrei să reușești, ai nevoie de odihnă, de mâncat sănătos și așa mai departe. Deci dacă stăm și ne gândim în orice lucru, trebuie să existe o disciplină. Pe de altă parte, rigurozitatea, spun, pentru că așa este sportul ăsta. Trebuie să respecti anumite lucruri. Somnul e somn, antrenamentul e antrenament, mai mult decât atât, nopțile nu trebuie să fie pierdute, pentru că, de ce spun asta?
Gimnastica e și un sport riscant. Nu-ți permiți ca să ai activități extrasportive, gen mers la discotecă, baruri și așa mai departe, iar mâine zi dorm 2 ore, în primul rând la efortul care este 8 ore de antrenament pe zi, asta mă refer în perioada de pregătire, că în cea competițională antrenamentele se mai reduc. Dar nu-ți poți permite să mergi din discotecă să aterizezi direct pe aparate. Gândește-te numai la bârnă, să te urci pe bârnă și să fii obosită din 2, s-ar putea să te duci pe cea din mijloc, zic, glumesc. Dar nu merg și din câte știu și am văzut și ulterior, nu poți să faci 1000 de lucruri și să le faci la fel de bine. Fie faci eventual 2 cel mult, dar eventual nu o să le excelezi niciodată. Ca să faci un lucru extraordinar și bun și maximum de randament cât poți tu, trebuie doar acel lucru să-ți îndrepți atenția. Corectitudinea este un cuvânt important, dar și magic pentru tine, nu și pentru alții. Ce ai schimbat la oamenii de lângă tine? Să știi că nu mai fac de mult lucrul acesta. Cândva obișnuiam lucruri elementare, deși eu spuneam, contează foarte mult cum spui unui om prin atitudinea, felul cum îi vorbești și așa mai departe. Obișnuiam să mai fac, nu neapărat observații, dar aveam grijă cumva să le dau de înțeles că nu e frumos. Ulterior mi-am dat seama că nu are rost să schimb pe nimeni, pentru că educație fiecare o primim și așa. Mulțumesc lui Dumnezeu că în anii aceștia am păstrat oamenii ca și mine în jurul meu, să spun așa, chiar dacă am întâlnit fără doar și poate se întâmplă să întâlnești oameni, dar care poate ei sunt în regulă, dar pur și simplu nu suntem compatibili, că până la urmă există și chestia asta de compatibilitate între oameni și evident ce li se pare lor normalitate, că mie mi se pare normal ca tu să ajungi la timp, altuia îi se pare anormal să ajungă, îi se pare normal să ajungă la, nu știu, un sfert de oră întârziere. Și de aia spun că e important ca oamenii să fie compatibili între ei și să rezonăm până la urmă. E adevărat și să fim adaptabil, dar uneori nu-mi doresc să mai fiu adaptabil, adică la mine e vorba. Dacă ceva intervine între timp, o pun mâna pe telefon și anunț. În schimb, nu cred că mi-aș dori să schimb oamenii. Eventual, în cel mai fericit caz, pentru că sunt o tipă flexibilă, să mă dau eu după ei, dar cu siguranță a doua oară nu se va mai întâmpla să mă aflu în același context cu ei. În timp ai dobândit calități de pedagog, de psiholog, cum le exprimi în acest moment? Lucrezi cu copii, antrenezi, ai refuzat niște oferte, au venit oferte din state, la capitolul antrenorat, cum sunt lucrurile? Nu știu, toți anii aceștia, mie în general îmi place să mă autodepășesc. Am încercat mai multe domenii, repet, pur și simplu să-mi testez eu calitățile, să văd dacă aș putea face și altceva decât sport, deși până la urmă sportul e lucru care mă pricep cel mai bine și știu să-l transmit cel mai bine. Probabil că am și alte calități, dar nu mai sunt curioasă să mă specializez, pentru că ar dura și ar fi păcat. Doar eventual lucrurile care ar ține un pic de sport, cum ai zis mai devreme, psihologie. Da, de psihologie sunt oarecum pasionată, știu, fie că vorbim de marketing sportiv sau management sportiv, sunt lucruri care tot așa m-am lovit de ele conjunctural, ulterior am dezvoltat niște pasiuni pe anumite lucruri, dar din nou îți spun, nu pot să vorbesc eu despre mine cât de bine îmi fac meseria sau cât de bună sunt. Cred că cei mai în măsură ar fi să o spună studenții mei de la facultate unde predau sau oamenii cu care intră cu mine în contact. Sau dacă aș vorbi despre mine, eventual, în cel mai fericit caz, i-aș cita pe cei care vorbesc despre mine, dar deocamdată nu face plăcere să vorbesc despre mine, că ar suna așa un pic a ipocriziei și chiar nu vreau. Iar de antrenat, de câte ori am avut ocazia, am antrenat, pentru că îmi place și acest lucru. E adevărat că cu câțiva ani în urmă, atât în Statele Unite cât și în Austria, nu exclud varianta de a antrena vreodată. Iar dacă se va ivi vreodată, în funcție de ce responsabilitate sau ce aș avea de făcut, probabil că voi accepta.
În finalul emisiunii te-aș ruga un gând pentru cei care m-au apreciat, au știut să aprecieze și să aplaude performanțele voastre ale campioanelor. Pe ce să le spun? În primul rând să le mulțumesc pentru că toți anii aceștia s-au bucurat alături de noi, ne-au ovaționat, aplaudat și poate în continuare ne respectă. Să aprecieze valorile în continuare, da, valorile reale și de ce nu să luăm parte de aici încolo la un șir lung de medalii.